Vot politic versus cetățean este cel mai blând titlu pe care l-am putut găsi pentru emisiunea din această seară, domnilor și domnilor, la dosarele MDI. Este și cel mai decent titlu dintre cele pe care le-am putut imagina pentru povestea pe care am o prezenta în această seară. Este încă o dovadă a faptului că politicul în România nu are prea multe legături cu interesul cetățeanului sau cu voința cetățeanului și că peste capetele noastre, ale celor care odată la 4 ani sau mai des, în funcție de câte probleme apar și de câte ori suntem chemați să ne dăm cu părerea sau să alegem pe cineva la vreun scrutin anume, nu contăm decât în măsura în care, repet, băgăm un vot în urnă și eventual dăm unora sau alta puterea. Cel puțin asta înțelegem noi din ceea ce se întâmplă și este cel mai recent exemplu, doar dintr-un șir foarte lung, la Titu, în Consiliul Local, acolo unde votul politic și asta este, da, se opune, nu se opune, subjugă interesul cetățeanului. Avem niște filmulețe foarte interesante, doar 2 la număr, pentru că nu vrem să vă plictisim foarte tare. Avem și niște telefoane foarte importante, vom încerca să lămurim aceste aspecte alături de consilierii de acolo. Da, ca să nu rămâneți cumva nelămuriți în legătură cu tematica și cu subiectul acestei ediții, vreau să vă spun că în ședința din 29 februarie a Consiliului Local Orășenesc Titu, consilierii unui anume partid, respectiv Partidul Social Democrat, au votat împotriva tuturor proiectelor de hotărâre, indiferent cât de importante sau cât de banale erau, iar justificarea expusă cinic în fața camerelor care înregistrează în mod tradițional toate ședințele de Consiliul Local acolo la Titu, justificarea a fost următoarea. E linia partidului, spune viceprimarul în funcție al orașului, iar o altă doamnă, foarte supărată că îi se cer o socoteală pentru asta, spune, e vot politic și asta este, suntem supărați, este protestul nostru pentru schimbările din politică în ultima vreme. Adică să înțelegem, dacă undeva acolo la vârf se ceartă între ei niște domni sau niște doamne din politică, cei care suferă trebuie să fie neapărat cetățenii. Cei care nu greșesc cu nimic altceva decât că își fac datoria de cetățeni, plătesc taxe și impozite și mai și suportă pe ăștia care își bat joc de ei peste capetele lor, deși ar trebui să le reprezinte interesele și să rezolve problemele. Primul filmuleț este doar de vreo 30 de secunde, domnilor și domnilor, să-l vedem pe ecran. Domnule, dar acum am permis o mică observație. Faceți. Nu înțeles că dă pe la partid, pe la așa, dar nu. Cu bietul pătrași cu ce aveți, domnule, să nu-i votați. Este vot politic și am terminat, spune doamna Doina Vișinescu, consilier local PSD în orașul Titu. În momentul în care îi se atrage atenția, domnule, cu riscul de a călca în picioare interesele cetățenilor, dumneavoastră votați împotrivă, lăsați interesul. Adică ce, doamne iartă-mă, era să zic eu ceva pentru care ar fi trebuit să fac penitență dacă m-aș fi dus la biserică sau ar fi trebuit să dau catiste să scap de păcate. Lăsați încolo interesul, ne luați pe noi cu de-asta de parcă noi aici ne-am întâlnit pentru interesul cetățenului, pare să spună doamna, evident, este doar o speculație. O răutate din partea mea, dacă doriți. Nu, e o glumă. E doar o speculație. Dar doamna o spune așa, sictirită, hai lăsați-mă cu interesul, e vot politic și gata, despre ce vorbim. Însă, domnilor și domnilor, lucrurile nu se termină aici. A, și apropo de asta, cel care spunea că e linia partidului și asta este acum, era chiar domnul Neagu, actualul viceprimar al orașului. Ca să înțelegeți cam pe unde se întâlnește în mințile acestor oameni interesul cetățeanului cu interesul partidului. Lasă-l încolo de cetățean, dacă ne-a zis nouă tartorul mare de la județeana de partid, care a venit peste noi și a turnat cu pucioasă și zmoală și ne-a zis că dacă îndrăznim să mai votăm vreun proiect propus de administrația orașului, ne dă afară din partid și nu știu ce ne face și ne drege. Și oamenii ăștia sunt atât de slab de îngeri, încât pentru că a venit unul cu un caracter zero și cu interes subunitar pentru binele cetățeanului, să-i amenințe că dacă îndrăznesc să mai voteze vreun proiect propus de primar sau de executivul primăriei, nu știu ce le face, iar ei se supun, înseamnă că sunt mult prea docili. Mi-aș fi dorit să pot folosi un termen mult, mult mai dur și foarte jignitor la adresa acestor doamne și acestor domni. Nu pot, pentru că suntem la televizor, iar CNA-ul veghează. Bună seara, CNA. Ca să vedeți care era miza, sau mai bine zis, ce s-a pierdut prin această atitudine, prin opoziția
cu totul și cu totul ilogică a celor din rândurile PSD, consilierilor PSD, grupului de consilieri PSD. Haideți să vedem care sunt proiectele care au picat la vot, tocmai prin votul împotriva al consilierilor. Așadar, proiectele respinse, dacă îmi permiteți, un pic de ajutor, da? Pentru niște ochi mai obosiți. Proiecte respinse. Proiectul numărul 1, privind aprobarea organizării licitației publice în vederea închirierii spațiului prin licitație publică situat în incinta imobilului Casa de Cultură, bun aparținând domeniului public al orașului Titu, pentru desfășurarea activității recreative, amenajare, cinematograf în oraș Titu. Este primul dintre cele 7 proiecte respinse cu largul concurs, sau mai bine zis, cu votul împotrivă al consilierilor PSD. Evident, în orașul Titu, oamenii de acolo n-au dreptul la un cinematograf pentru că consilierii PSD sunt supărați pe primarul orașului, care până mai ieri era icoana lor la care se închinau, nu doar că se închinau, dar ne obligau și pe noi să ne închinăm la primarul orașului Titu, care a făcut treabă bună. Ca și cel de dinainte, discutăm și acest aspect. Al doilea proiect de hotărâre respins de către consilierii PSD, proiect de hotărâre privind aprobarea organizării licitației publice în vederea concesionării terenului în suprafață de 1415 metri pătrați, bun aparținând domeniului privat, pentru construirea ansamblu rezidențial. Este vorba de terenul pe care a fost amplasată vechea centrală termică, unde un investitor privat dorește să construiască un bloc de locuințe. Evident, în orașul Titu, oamenii au cu toții vile de cât 1000 de metri pătrați, cu piscine, cu toate celelalte, nu e nevoie de locuințe. Cum să fie nevoie de locuințe? Extrapolând, în România avem atâtea case încât nu mai avem ce face cu ele, le schimbăm, le jucăm la poker sau la bridge sau la șeptic, nu știu. N-avem nevoie de locuințe, nu? Așa mă gândesc. Și atenție, nu este o abordare politică. Din punctul meu de vedere, n-are relevanță sau n-ar fi avut altă relevanță dacă ar fi fost invers, dacă ăilalți ar fi votat împotrivă, iar PSD-ul s-ar fi bătut săracul pentru asta. Dar deocamdată asta e situația în orașul Titu. Un oraș care a fost pe marginea prăpastiei, care a cunoscut infernul, amintiți-vă ce era în Titu, 95-96 până prin 2000. Un pol al sărăciei și al disperării. Și când vine cineva să facă ceva, nu e vot politic, a venit tartorul de la județeana de partid să ne amenințe că dacă mai votăm pentru vreun proiect ne dă afară din partide și vă dă afară din case, n-aveți puțină demnitate, oameni buni. Întreb și eu așa, ca tot românul imparțial. Proiectul numărul 3 respins de către consilierii PSD la ordin politic de partid, ați văzut cu cât cinism se recunoaște. Pentru că între noi fie vorba și mai fac o paranteză aici. Știm cu toții că se votează politic în consilierile astea. De foarte multe ori, ordinul de partid se respectă, numai că de cele mai multe ori, pe lângă jocurile inerente, până la urmă este, dacă vreți, călcâiul lui Ahile în ceea ce privește democrația, aceste jocuri politice reprezintă punctul slab, trecem acolo la weakness, da? Dacă facem o analiză SWOT, pe lângă asta mai există și diferențe de viziune. Dom'le, să fi spus, PSD consideră că nu este oportun să facem blocul ăsta pentru că noi ne opunem, pentru că nu ni se pare în regulă, pentru că nu știu ce ar fi. Să fi zis asta, dar nu. Ați văzut cu cât cinism? Hai bă, e linia partidului, ce... Sau doi, vot politic și gata, ce atâtea discuții? Ce-i? Lasă-mă bre cu interesul ăla. Ce interesul? De ce mă doare pe mine în cot de cetățean? Proiectul numărul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințele destinate închirierii ANL. În locuințele ANL stau de obicei amărâția care n-au avut bani nici să-și construiască case, nici să-și închirieze în altă parte, nici nu prea avea unde să stea. Era aici un proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de închiriere a celor, de prelungirea contractelor de închiriere pentru acei amărâți. Nu vrea onor consilier PSD cu ordin de la partid, de la Drăcușor, de la tartorul de partid, de la județeana de partid să voteze? Nu votează. Sau mai bine zis, votează împotrivă, iar proiectul cade. Proiectul numărul 4 privind aprobarea modificării și completării HCL numărul 110 din 24/9/2015 pentru atribuirea în folosință gratuită a terenului în suprafață de 268 de metri pătrați pentru construirea unei locuințe proprietate personală domnului Pătrașcu Daniel. Potrivit legii, sunt oameni care au dreptul să primească teren de casă. Omul ăsta avea și el aici. Da? 268 de metri pătrați. Nu mai buni. 268 de metri pătrați, despre ce vorbim? 10 pe 12, pe 13 metri. Adică dacă faci o piruetă la vals, deja ai acoperită aia 200 și. Se opun. Să nu-și facă omul casă. De ce? Pentru că consilierii sunt supărați pe primar. Pe care primar? Ăla pentru care erau în stare să dea foc orașul în 2012 ca să-l aburge în scaun.
Amintiți-vă că primarul de Titu era icoană pentru PSD Titu. Acum a devenit atât de periculos pentru județeana de partid, unor orgolii stupide din partea unor indivizi care confundă interesul public și instituțiile publice cu propriile umori și cu propriul orgoliu, da? A devenit atât de periculos încât sunt taxați, sunt pedepsiți cetățenii orașului din pricina acestui război. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin încredințare directă a terenului în suprafață de 600 de metri pătrați situat în orașul Titu, strada Gării, către domnul Constantin Mihai, concesionarul terenului și constructor de bună credință al imobilului clădire edificat. Iarăși, ce vină are domnul acesta, concesionar al terenului și constructor de bună credință al imobilului clădire edificat? Niciuna, dar ați auzit-o pe doamna Vișinescu, nu? Hai, lăsați-mă cu interesul! Asta este problema. Ce interes, băi, fraților, își dau arama pe față? De-aia spuneam, vot politic versus cetățean este cel mai blând și de departe neacoperitor titlu pe care îl puteam găsi pentru această emisiune. Din păcate, sau poate din fericire, nu putem la televizor să folosim expresii mai dure, care ar fi mult mai potrivite pentru ceea ce fac politrucii cu viețile noastre. Proiect de hotărâre privind aprobarea prin încredințare directă a terenului pe ăsta vi l-am citit. Proiectul numărul 7, care a fost respins cu votul PSD-știlor, proiect de hotărâre privind aprobarea organizării licitației publice în vederea concesionării terenului în suprafață de 820 de metri pătrați situat în oraș Titu, Fusea, în cartierul Fusea sau satul Fusea, bun aparținând domeniului privat al orașului Titu, pentru construirea de locuință. Iarăși, e vorba de oameni care au nevoie de locuințe. Nevoie sau drept care le este refuzat din motive de răzbunare politică de către consilierii PSD. Vom sta de vorbă imediat cu unul dintre posesorii vocilor pe care le-ați auzit în prima parte a materialului. Este vorba de un consilier pe nume Sorin Victor Ștefănescu. Domnia sa, am reușit să-l contactăm, am reușit să contactăm vreo 4 consilieri. Ceilalți sunt rugați și provocați totodată să sune ei înșiși, să ne răspundă la întrebarea de ce s-a ajuns aici. Imediat vom sta de vorbă și cu domnul Sorin Victor Ștefănescu, însă haideți să vedem cine sunt consilierii, da, locali, care au votat, care, ce și cum a votat. Să-i vedem pe toți, 17 consilieri din Consiliul Local Titu. Nu, este o planșă cu toți. Nu cei șase, cu toți Consiliul Local, Consiliul Titu sau cum se... Ăla e. Așa. Aveți, domnilor și domnilor, iată, configurația Consiliului Local Orășenesc Titu și avem pe domnul... Da, o să încerc să citesc așa de departe, nu mă ajută ochii. Vom încerca să citim de aici. Domnul Ion Grecu de la PSD este primul din stânga, doamnelor. Și domnilor, urmează domnul Ion Mirea, tot de la PSD. Voicu Neagu, tot de la PSD, este și viceprimarul în funcție. Cel care spune, aia dumneavoastră că este ordin politic, ce să mai e acum, da? Așa. Domnul Vlad Oprea, de la PSD, un personaj aparte. Fost viceprimar, schimbat de către PSD-știi lui, da? Mai nou, trage sforile să fie candidatul PSD pentru primăria Titu la alegerile din iunie. Așa. Și respectă domnia sa angajamentul față de cetățeni, blocând proiectele importante pentru a-l sabota pe actualul primar. Înțelegeți cât de important este jocul lor politic, că nu se mai gândesc la cetățeni deloc? Lucian Pleșa, tot de la PSD, Doina Vișinescu de la PSD, adică doamna cu... E vot politic și gata, ce să mai lăsați-mă cu interesul ăla? Doamna Vișinescu. M-aș fi așteptat, acum vă spun cu tot regretul că sunt silit să fac astfel de constatări, m-aș fi așteptat de la doamnele din politică la mai multă decență și la mai multă reținere. Dar constatăm de foarte multe ori că sunt la fel de bărbate în sensul cel mai negativ cu putință ca și colegii de partid care au șlițul pe dreapta. Doamna Cristina Toader de la PSD este o doamnă care de asemenea vom sta de vorbă, este un consilier PSD cu o poveste aparte, veți vedea imediat de ce. Domnul Cristescu, Cristescu, tot de la PSD. De ce doamna Toader și domnul Cristescu sunt trecuți cu verde și nu cu roșu? Veți afla imediat, pentru că la ora la care vorbim deja nu mai sunt consilier PSD. Domnul Adrian Catalan, independent. Domnul Emil Toma Ion, PNL. Domnul Alexandru Sandu, PNL. Constantin Sterian, PNL. Îl mai avem pe Constantin Șerban, PNL.
Sorin Victor Ștefănescu, PNL, este unul dintre domnii care v-a stat de vorbă. Florinel Ștefan, PNL, și domnul Valeriu Vasile, de la PNL, de asemenea, a avut amabilitatea să răspundă solicitării noastre de a intra direct în această seară. Pe ceilalți 14 pe care ne-am amintit, îi rog să vină, sau mai bine să îi rog să intervină la numărul de telefon care este afișat pe ecran pentru a da lămuriri. Nu avem fotografiile domnului Cristescu și ale domnului Pleșa de la PSD. Nu le-am găsit pe nicăieri, nu au amprentă electronică, dacă doriți. Aceștia sunt cei 17 magnifici, dintre care, hai să-i vedem pe cei 6 separat, ca să nu cumva să-i încurcăm, să-i confundăm. Regia, vă rog, cei 6. Cei 6 magnifici, acum spun cu toată ironia de care sunt capabil, de la PSD, care au decis că interesul cetățenilor poate să mai aștepte. Mult mai important este votul politic, interesul politic și teama față de tartorul de la județeana de partid, care i-a amenințat cu flăcările iadului, zmoală și pucioasă, dacă vor îndrăzni să mai voteze altfel decât li se dictează de la cabinetul numărul 1 de la Târgoviște. Domnul Ion Grecu, domnul Ion Mirea, domnul Voicu Neagu și viceprimar în funcție al minteri, domnul Vlad Oprea, domnul Lucian Pleșa și doamna Doina Vișinescu sunt cei 6 de la Partidul Social Democrat, cei 6 consilieri care au votat împotriva tuturor proiectelor, indiferent la ce se referau acestea și cui se adresau aceste proiecte. Au existat dintre cei 8 consilieri PSD și 2 voci distincte și separate, care au distonat cu ordinul de partid. Să-i vedem pe cei 2, un domn și o doamnă, sau doamnă și un domn, dacă preferați. Doamna Cristina Toader, fost consilier PSD, și domnul Cristescu, Cristi Cristescu, de asemenea fost consilier PSD. De ce foști? Pentru că au fost excluși. Li s-a retras sprijinul politic de Partidul Social Democrat, tocmai pentru faptul că au îndrăznit să voteze altminteri decât suna ordinul de partid. Au votat acele proiecte care le s-au părut importante pentru orașul Titu. Cu doamna Cristina Toader vom sta de vorbă puțin mai târziu. Domnul Cristescu, deși inițial a confirmat că va interveni telefonic, m-a sunat după aceea și mi-a spus: domnule, știți, am și eu o afacere, nu vreau să-mi fac necazul, nu vreau să-mi fac dușmani. Și am spus: domnul Cristescu, cu tot respectul pentru decizia dumneavoastră, că nu o să vă forțeze nimeni să intrați în direct fără să doriți, dar dacă toți ne ascundem după corcoduș și lăsăm pe ăștia de deasupra noastră să-și bată joc de noi în halul ăsta, unde ajungem? Și apoi cât credeți că va reuși presa să scoată castanele din foc în locul dumneavoastră? Pentru care și presa, până la urmă, și mijloace limitate. Și între noi fie vorba, de ce trebuie să mă dau eu de ceasul morții la Târgoviște ca să fac ceea ce ar trebui să facă alții la Titu pentru cetățenii din Titu? Este sau nu este o foarte bună întrebare? Evident că mă interesează, am prieteni. Și mă doare pur și simplu sufletul când văd ce se întâmplă. Dar nu pot să iau eu decizii în locul consilierilor de acolo, nu pot să vorbesc eu în locul lor. Domnul Cristescu a ales liniștea. Liniștea absolută este liniștea de lințoliu, liniștea aia de mormântare care se pune peste copârșeu, să folosesc un regionalism. Imediat după pauza de publicitate revenim și cu telefoane în direct și cu multe alte amănunte despre ce s-a întâmplat la Titu în 29 februarie. Rămâneți alături de noi! Am revenit, doamnelor și domnilor, partea a doua a discuției noastre despre ce s-a întâmplat în 29 februarie la ședința de Consiliul Local din orașul Titu. Alminteri, repet, un oraș care a fost pe marginea prăpastiei, un oraș care a văzut, a întrevăzut sau a întrezărit, ca să zic așa, și flăcările iadului în anii 90, când se prăbușise pur și simplu și era un pol al sărăciei și al disperării în județul Dâmbovița și nu este nici licență poetică, nici figură de stil. Așa erau lucrurile atunci. Odată cu venirea unor investitori, a fost și un norochior, ca să zic așa, și pentru administrație, chiar și pentru cetățeni, lucrurile s-au schimbat. Iar acum, Titu, în ultimii ani, a fost un pol de dezvoltare al județului, invidiat chiar și de Târgoviște, dacă vreți, care n-a avut forța de a urma exemplu. În ciuda, evident, a potențialului și uman și economic mult mai mare. E bine, în anii din urmă, fostul primar Ilie Dinu a făcut un milion de lucruri foarte importante în orașul Titu și părea că are asigurat fotoliul de primar până la sfârșitul zilelor, ba și dincolo de moarte, să-l voteze oamenii așa, ca spirit, fantomă, duh, pentru câte a făcut în Titu. Nimeni nu a anticipat, sau mai bine zis, foarte puțini erau cei care în 2012 anticipau prăbușirea lui Ilie Dinu și câștigarea fotoliului de primar de către Traian Niculae, candidatul Partidului Social Democrat, al USL, mai exact în acea perioadă. E bine, explicațiile pentru această înfrângere
cu totul și cu totul de necrezut al lui Ilie Dinu, au venit ceva mai târziu. Cetățenii aveau, ai reproșa, am înțeles noi, că era arogant și alte chestii asemenea, deși, din punct de vedere strict personal, primarul nu este un om pe care să-l iei acasă, nu trebuie să-ți placă, nu trebuie să-l iubești, nu trebuie să-ți placă freza lui, că e arogant sau nu, dacă a făcut ceva pentru tine, asta contează. Dar, mă rog, oamenii au ales un alt primar. E bine, norocul lor a fost că și Traian Nicolae a fost un primar foarte bun, care a aplicat cam aceea strategie de dezvoltare a orașului cu proiecte importante care au continuat, nu neapărat în mod voit, dar așa s-a întâmplat să fie opera primarului de dinainte. Cu cele ce îi pot fi reproșate, desigur. Ei bine, după ce a fost icoana PSD, repet, pentru mai bine de 3 ani de zile, pentru că în ultima vreme Traian Nicolae nu a mai rezistat, da? La tot felul de presiuni și tot felul de tratamente cu totul și cu totul inadecvate și pe linie administrativă și pe linie politică, cei de la PSD s-au hotărât să se răzbune pe cetățeni. Vă spuneam ceva mai devreme că vom auzi voci dintre cele care s-au făcut remarcate pe filmarea de mai devreme. Una dintre ele era unui consilier care îi reproșa sau le reproșa celor de la PSD că pun sub semnul întrebării interesul cetățenilor prin votul politic, prin boicotul politic pe care l-au aplicat în Consiliul Local. Era vocea consilierului Sorin Victor Ștefănescu, pe care îl avem acum în direct la telefon. Domnule consilier, bună seara și mulțumesc pentru amabilitate. Alo? Mă auziți, domnul consilier? Bună seara! Vă aud, bună seara! Mai întâi de toate, televizorul puțin mai încet ca să nu, sau laptopul, ce aveți, ca să nu riscăm microfonie. Am înțeles, imediat să rezolvă. Bun. Nu vă aud eu foarte bine, cred că va trebui să-mi scot casca să aud în boxa din platou. Deci, domnul consilier, v-am auzit cu toții pe un material filmat la ședința din 29 februarie, reproșându-le colegilor din PSD că prin tratament, prin acel boicot politic, prin vot politic, cum l-au numit ei, pun sub semnul întrebării interesul cetățenilor. Că ați întrebat la un moment dat, chiar cu riscul sabotării interesului cetățenilor? Ați primit un răspuns tăios, da, e vot politic și gata. Mi se pare cu totul și cu totul anormal o astfel de abordare. Da. Mă auziți? Da, vă auzim. În primul rând, vă mai spun o dată bună seara, dacă nu m-ați auzit de prima dată. Bună și seara, aș dori da. Totuși să vă fac, dacă îmi permiteți, o corectură, că mă uitam la emisiunea noastră. Ce se întâmplă? Deci domnul Pleșa, consilier PSD, a lipsit de la ședință și domnul Ștefan Florin de la PNL a lipsit de la ședință, dar într-adevăr au fost 6 consilieri PSD. Nu l-ați enumărat pe domnul Șerban, pe care l-ați trecut la PNL. El, de fapt, este la PSD. Șerban Constantin. M-ați auzit? Da, vă ascult și îmi consult materialele. Domnul Șerban Constantin. Domnul Pleșa a lipsit, n-a fost. Da, este tot la... Domnul Constantin Șerban este pe PSD? PSD, da. Cu ordonanța 55. Da, vedeți, în documentele de pe site-ul primăriei orașului Titu, actualizate în 7 februarie, domnul Șerban apare ca fiind PNL, fost PDL. Nu, este trecut de la PDL prin ordonanța 55. Mă rog, mai puțin contează. Referitor la ședința de care... mintire. Așa. Eu n-am ale reproșa colegilor, pentru că știți ce se întâmplă. Părerea mea dintotdeauna a fost că în acel consiliu trebuie să lași deoparte gândirea strict politică și să răspunzi așa cum ai jurat, că ai depus un jurământ la început, pe care nu știu cât îl iau în seamă, dar acolo, foarte clar, cu mâna pe Biblie, ai jurat că vei face tot ce este posibil pentru binele cetățenilor și nu pentru cetățenii PSD, cetățenii PNL și așa categoric. Mai departe. Așa. Ce se întâmplă? Știți foarte bine ce turnuri au luat lucrurile cu primarul, ați amintit așa, dânsul a... trecut la UNPR, ulterior ajungând și pe la PNL, sau cel puțin și-a manifestat dorința de a candida. Din cauza asta, a ieșit scandal pe acolo, pe la PSD, după câte am auzit. Dar hai să revenim strict la ședința. Asta am vrut să spun, că nu le le-am reproșat. Pur și simplu am rămas puțin uimit de ridicolul situației, pentru că până la a mă gândi la celelalte chestii, că ești dator să răspunzi și să dai seama în fața oamenilor de ce activități depui în Consiliu, chiar a fost destul de ridicolă situația. Am întrebat, dacă aveți cumva toată ședința înregistrată, o să vedeți că i-am întrebat la momentul în care un cetățean Pătrașcu avea deja aprobat în altă ședință 260 ceva de metri și acum a mai solicitat 100 și vreo 20 de metri. Uh-huh.
Pentru ca să-și mărească curtea sau cam așa ceva. Am difuzat fragmentul acela, da. Așa, bun. Deci până acolo tot am sesizat de la bun început că toți consilierii incorporele, toți cei care erau de la PSD, nici nu ascultau sau ascultau, mă rog, ridicau mâna împotrivă. Bun. Și atunci am întrebat și eu puțin uimit, zic, domnilor, oameni buni, v-am văzut că ridicați mâna așa, dar zic, cu bietul om ce aveți până la urmă? Că este un simplu cetățean, nu e? Categoric, pentru că... Așa. Mă iertați, domnul Ștefănescu. Faptul că primarul Dratitu ar dori să candideze din partea altui partid. Bun, cu ce face asta mai puțin importantă pentru orașul Titu, da, problema locuințelor ANL legătura. Sau problema unui cinematograf sau problema unui bloc de locuințe? De ce ar fi mai puțin necesar pentru oraș faptul că primarul, și până la urmă cetățenii votează și votează cum vor, cu cine vor? Că știți în cabină... care e problema? Referitor și la acel cinematograf, noi am avut în ședință o prezentare prealabilă mai cu câteva ședințe în urmă, la care culmea toată lumea a fost de acord. Acum n-au mai fost. Recunosc, eu făcând parte din PNL, înainte din PDL, respectiv opoziție, dacă ar fi să o luăm politic, am mai anumite proiecte, 1, 2, 3, 5, de-a lungul anilor, pe care nu le-am votat. Dar acum, așa a fost gândirea noastră, așa au fost vocile și celor cu care... Domnul Ștefănescu. Dar nu știu cu ce am pierdut activitatea în chestiile generale și de mare interes, am votat întotdeauna pentru, fără probleme. Iar acum n-am înțeles, uitați, ați amintit de locuințele ANL. Bun, și ce s-a va întâmpla cu oamenii aia? Dacă lor le expiră contractul acum, ce o să întâmple? O să-i scoată în stradă? Păi legal așa ar trebui, nemai având contract trebuie scoși afară. Păi cum să faci chestia asta? Păi nu, e o nebunie, nu se va ajunge până acolo, dar oamenii ăștia chiar au împins la limită, da? La limită posibilitățile pe care le are administrația orășenească de a rezolva această problemă. Adică chiar i-au împins pe oamenii la limită până la urmă. Este, așa cum ați observat că s-a spus, un vot politic. Nu înțeleg ce caută acel vot politic. Nici nu s-a spus că au argumente, nu le-am auzit argumentele. Până la urmă fiecare răspunde... Haideți să vedem, dreptul său. Domnul consilier, haideți să vedem care sunt în viziunea domnilor lor argumentele. Avem Titu 2, un filmuleț scurt, un montaj, de fapt, ca să înțelegem care... Da. Vă rog, urmăriți-l împreună cu noi. E un montaj foarte scurt de câteva secunde, nu? Nu-i mare lucru. Este vot politic și am venit. Este vot politic și am venit. Este vot politic și am venit. Închide. Sau asta e linia partidului, ce să facem acum? Asta e linia partidului, cu așa mesaje rămânem noi. Asta e linia partidului, ce să facem? Este vot politic și am terminat. Adică, ca și cum ar spune, băi, dar ce vă mai puneți voi de cracă? E vot politic și gata. Cum v-a spus în ședință, doamna, hai lăsați-mă cu interesul. Mie mi-a sunat revoltător și cinic acea constatare a doamnei Vișinescu. Hai lăsați-mă cu interesul. Nu pot să fac... Mi-a sunat domnul Ștefănescu, iertați-mă, poate e interpretare personală greșită, da? V-am spus că și noi anterior, ceilalți din opoziție și poate chiar și din rândul celor de la PSD, au avut anumite momente la anumite proiecte, dar rare, câte unul, două, că doar noi eram în mare adunare națională, da. Să ridicăm în unanimitate mâinile. Au mai fost și chestii împotrivă, dar nu în felul ăsta. Adică toată ședința și culmea că a fost și o ședință cu foarte multe puncte, înțelegeți? Că dacă era așa unul cu două, trei, nu prea se băga în seamă. Dar au fost foarte multe, au fost în jur de 30, nu știu, nu mai țin minte, că au fost și pe ordinea suplimentară, deci au fost multe puncte pe ordinea de zi. Păi au fost cel puțin 24 de proiecte, dintre care 7 respinse, 17 aprobate, pentru că a fost nevoie de majoritate simplă, pentru că am eu o evidență aici. Da. Cum remarcam, domnule Ștefănescu, problema se pune în felul următor. Evident că sunt și proiecte pe care contravin liniei unui partid, care partid se mobilizează și votează împotrivă pentru care are argumente. Dar mie mi s-a părut cinic și revoltător modul în care, maniera în care s-a rezolvat această problemă. Dom'le, vot politic, ce mai vreți, nu înțelegeți? Ce contează că oamenilor ălora le expiră contractele și ar putea fi dați afară din case? Ce contează că omul ăla are și el nevoie de încă 100 de metri pătrați să-și construiască casă, nu altceva, nu e vorba de altceva? Ce mai contează că nu avem cinematograf? Dom'le, e vot politic, nu înțelegeți? Este, repet, în egală măsură, revoltător și cinic, interpretarea mea aparține, dumneavoastră puteți avea altă opinie. Ce nu puteți face în aceste... Opinie, dar mă abțin de la comenta pentru că
v-am spus, până la urmă fiecare răspunde de activitatea pe care categoric o prestează. Asta fără a scăpa din vedere faptul că și în alte rânduri, și în alte consilii locale, în alte foruri din acestea deliberative s-au întâmplat astfel de cazuri în care să se mobilizeze anumite grupuri pentru a vota împotrivă, dar, repet, nu este nimic în neregulă, pentru că, la urma urmelor, de aia este un for deliberativ, cinic și revoltător. Dar este motivul care a stat la baza... Da? Și o spun așa, verde în față. Puteau să găsească 1000 de scuze. Domnule, nouă nu ni se pare în regulă proiectul ăla. Domnule, trebuie să mai analizăm. Dacă aveau astfel de abordare, da, n-ar fi putut fi acuzați. Și mai trebuie să și discerni ce poți să nu votezi și ce trebuie să votezi. Deci aici e o chestie care depinde de fiecare și v-am spus, depinde de crezul pe care are în momentul în care a intrat în acel consiliu local. Domnul consilier, vă mulțumesc mult pentru amabilitate, vă doresc o seară bună. Vă mulțumesc și o seară bună în continuare. Domnilor și domnilor, va trebui să stăm de vorbă și cu doamna Cristina Toader, cea care a fost exclusă din Partidul Social Democrat pentru că a îndrăznit să aibă opinie separată, da, de cea exprimată prin vot de către colegii de partid. Și-a asumat această opinie separată, și-a asumat votul, bineînțeles că și-a asumat și consecințele, ca să zic așa. Nu știu dacă este sau în ce măsură este o pierdere pentru domnia sa, însă doamna se dovedește, iată, de data aceasta avem exemple de partea cealaltă a baricadei, mai bărbată decât unii dintre bărbați care nici măcar nu îndrăznesc să vorbească despre ce s-a întâmplat, dar apoi să-și mai asume și o poziție publică care poate să-i lase fără un post. Nu este cine știe ce. La urmă, indemnizația de consilier nici măcar nu este o avere, dacă vreți. Nu știu de ce țin unii cu dinții de o astfel de funcție, pentru că, nu știu, le-o da vreun statut special în comunitate. Nu știu, se văd mai mari în oglindă. Dacă nu faci nimic, de ce vrei să fii consilier? Doar să fii o marionetă a unui șef de partid care te azmute împotriva dușmanului de clasă? Doar să fii cârpa de șters pe picioare a uneia care îți vine de la județeana de partidului și te înjură de mamă dacă îndrăznești să votezi altfel decât ți se dictează la telefon de la vârful ierarhiei politice din județ? Doamna Cristina Toader, consilier până mai ieri în Consiliul Local Titu. Sărut mâna, doamnă, mulțumesc și dumneavoastră pentru amabilitate. Bună seara! Doamna Toader, ați îndrăznit să supărați zeii din partid și v-au lăsat fără funcția de consilier. Vreun regret? Nu, nu regret, pentru că dacă ar fi fost o altă problemă, aș fi regretat. Dar am votat pentru interesul cetățeanului și am votat obiectivele pe care noi, ca partid PSD, în campania electorală din 2012, am promis cetățenilor că vom face. Deci aceste obiective noi le-am promis cetățenilor și pentru asta am votat. Pentru că am votat, am fost exclusă din partid. Pentru că alte motive nu cunosc, nu știu pentru ce aș fi putut fi exclusă din partid. Deci, cu faptul că am votat în ultima ședință de Consiliu Local. Din 29 februarie. Păi, doamnă, colegii dumneavoastră de partid au uitat oare între timp ce au promis cetățenilor și cu ce program politic și administrativ s-au prezentat în fața lor la alegerile din 2012 sau nu mai contează? Că am auzit-o pe fosta noastră colegă de Consiliu, doamna Vișinescu, care spunea, mai lăsați-ne cu interesul. Adică, pentru unii dintre colegii noastre nu este foarte important interesul cetățeanului. Nu știu ce să zic vis-a-vis de votul lor, pentru că așa motivat domnișoara Vișinescu, este un vot politic, însă pe ordinea de zi au fost puse proiecte care au mai fost votate de noi și de toți consilierii PSD. Acum, în ședința din 29 februarie, n-am făcut decât să votăm pentru reducerea cotei de TVA de la 24% la 20%. Deci acele proiecte fuseseră odată votate și aprobate. De acum, numai că trebuia să reducem această cotă de TVA conform legii. Aceste lucrări sunt într-un grafic și, așa cum ne-a explicat domnul primar, dacă întârziem, atunci lucrările nu se mai pot executa. Ministerul Dezvoltării nu așteaptă după noi că vrem sau nu să votăm. Și nu era ceva care să nu fi fost în obiectivele noastre pe care noi ni le-am asumat în campania electorală. De asemenea, și alte proiecte puse pe ordinea de zi, tot în interesul cetățeanului au fost. Și fiecare dintre proiecte veneau din partea unui consilier care răspundea de o anumită zonă.
Și la fiecare ședință de consiliu, la sfârșitul fiecare ședință, noi consilierii venim cu propunerile cetățenilor pe care le discutăm cu domnul primar. Domnul primar a răspuns la toate problemele puse de consilier, fără să țină cont că aparțin unui partid sau altul. El a vrut să rezolve problemele cetățenilor. Ăsta a fost motivul și pentru care eu și celălalt consilier Cristescu Cristian am votat, pentru că sunt probleme pe care noi trebuia să le rezolvăm, că așa am promis cetățenilor. Chiar înainte de a veni la ședință, un grup de cetățeni stăteau pe bancă, au văzut ceva pus pe Facebook în care partidul a anunțat că m-au exclus și a zis: pe noi nu ne interesează discuțiile dintre partide sau discuțiile dintr-un partid, pe noi ne interesează să ne rezolvați problemele, să rezolvați ceea ce ne-ați promis. Deci ăsta a fost un alt involt de a vota exact problemele pe care cetățenii doresc să le fi rezolvat noi, că de aceea ne-au votat, să rezolvăm probleme pe care de astfel noi le-am promis cetățenilor că le facem. Și aceste obiective erau pe lista partidului nostru. De asta nu înțeleg de ce partidul a considerat că nu trebuia să votăm. Da, cu atât mai mult cu cât erau, cum spuneți și noastră, proiecte simple formalități unele dintre ele. Era nevoie de confirmarea, da, în noii parametri de TVA unor hotărâri deja aprobate, adoptate de Consiliul Local. În altele chestiuni chiar mai serioase, cum ar fi aceea prelungirii contractelor de închiriere la locuințele ANL, stimată doamnă, și acolo e situația destul de delicată. E foarte delicată situația, pentru că oamenii ăștia nu știu ce să mai facă acum. Deci nu aveam decât să prelungim contractele care fusese deja încheiate și conform legii, la anumită perioadă de timp, acestea se prelungesc. Da. Acum, nu știu, poate consilierii PSD vor, își vor reconsidera poziția și poate la următoarea ședință vor aproba aceste contracte, că oamenii nu pot rămâne pe stradă, nu putem să lăsăm pe stradă. Ne mai avem contracte, nu mai au cum să locuiască în acele locuințe. Da, oricum este un stres suplimentar pentru familiile respective, care după ce n-au o casa lor și sunt nevoite să... Da. Da. Mai am câteva întrebări. Una dintre ele, dacă este adevărat, doamnă, pentru că ne-au ajuns tot felul de zvonuri la urechi, cum că ar fi fost amenințați consilierii locali PSD de către județeana de partid cu sancțiuni dure dacă se vor abate de la linia partidului. Zvonuri care par să prindă greutate și să fie confirmate chiar de cazul dumneavoastră, care ați fost excluse pentru că ați îndrăznit să luați în calcul altceva decât ordinul de partid, și anume interesul cetățeanului și, până la urmă, cuvântul pe care vi l-ați dat în fața cetățenilor la alegerile din 2012. Au existat astfel de presiuni și de amenințări din partea conducerii de partid? Nu știu să spun acest lucru, pentru că n-am fost chemată la ultima ședință de partid. Am avut o perioadă, este adevărat, când n-am putut să mă prezint la ședințele de partid din cauza unor probleme de sănătate, lucru pe care l-a știut conducerea locală de la TITU, deci organizația locală PSD TITU. Iar la ultima ședință eu nu am fost prezent, n-am fost chemată. Nu știu care au fost discuțiile. Dacă într-adevăr s-a pus această problemă, un consilier, un coleg de-al meu, în glumă a zis: vezi să nu votezi că te dă afară din partid. Eu am luat-o ca o glumă, deci nu mi-a spus că a zis cineva, am luat-o ca o glumă, dar gluma s-a adeverit, că până la urmă, imediat ce am votat, am fost luat afară. Dar cine a zis și de ce a zis, nu știu, deci nu am fost chemată la ultima ședință. Dar până la urmă a existat, probabil, pentru că acel coleg al dumneavoastră nu și-ar fi permis să vă transmită acest avertisment din partea cuiva care nu avea putere de decizie în partid. Nu știu cine poate să ia astfel de decizii conform statutului. Eu am spus că am luat-o ca o glumă, și mai ales că proiectul ordine de zi cuprindea exact obiectivele pe care noi, campania electorală, și eu nu mi-a făcut nicio problemă că votez. Am crezut că poziția dumnealor e asta, că nu vor să voteze, se întâmplă, sunt unii consilieri care nu votează anumite proiecte, dar când am văzut că la rând toate nu sunt votate și domnișoara Vișinescu a spus că este un vot politic, și atunci mi-am dat seama că ceva se întâmplă, deci eu am votat și altfel decât au votat colegii mei, dar am votat, v-am spus din ce motive, pentru că acestea erau proiectele pe care noi ni le-am asumat. Ce veți face în continuare, domnule? Nu știu, nu m-am gândit până în momentul de față, dacă eu am considerat că a fost o greșeală cu acea excludere, dar nu văd că n-a fost greșeală, chiar este, am primit ordinul prefectului, în care spune clar că am fost excluzită din partea care voi fi în atenția mea de... Am încetat mandatul înainte de termen, deci am primit ordinul prefectului,
Nu m-am gândit încă ce voi face, să vedem. O întrebare cu un răspuns scurt, vă rog, pentru că trebuie să închidem cu tot regretul. Ne-ar plăcea să ne mai rămâniți în legătură cu multe aspecte, dar poate vom comunica și pe viitor. Dacă ar fi să dați timp înapoi, ați schimba hotărârea? Adică v-ați limita la respecta ordinele de partid sau ați merge ca și până acum pe linia, pe linia respectării promisiunii și angajamentului față de cetățean? Să știți că eu am căutat cât am putut să respect linia de partid, disciplina de partid. Dar de această dată am văzut că nu era ceva care să contravină obiectivelor care mi le-au fost. Asta a fost gândirea mea. Pentru că mie nu mi-a spus nimeni. Deci acea glumă a acelui coleg de-a eu am luat-o glumă, ca o glumă. Dar pentru că au fost obiectivele pe care noi mi le-am propus și care trebuiau realizate și de la care cetățenii au mari așteptări, eu nu mi-am pus niciodată problema că nu trebuie votat. Am Iar înțeles. Dacă ar fi să dau timpul la voi, la fel aș face, aș vota același lucru. Vă mulțumesc, vă felicit pentru curaj până la urmă și vă doresc numai de bine în continuare, doamna Todor. Mulțumesc, să rămânăm. Seară liniștită vă doresc. Doamna Cristina Toader, fost consilier PSD, exclusă pentru că a îndrăznit să voteze altminte decât i-a cerut disciplina de partid, decât i s-a impus, de fapt, de la conducerea de partid. Ar fi trebuit să mai stăm de vorbă și cu domnul Valeriu Vasile. Cu tot regretul, nu mai avem timp, mai avem doar vreo 2 minute, timp cât să mai vedem o dată filmulețele și să amintim pe scurt tema și supărarea noastră de la această emisiune, dacă doriți. Titlul este destul de sugestiv, vot politic versus cetățean, dar deloc atot cuprinzător, atât cât mi-aș fi dorit. Ar fi trebuit să folosim expresii mult mai dure pe care televizorul nu le suportă nici măcar după ora 12 noaptea, dar vă las să vă folosiți imaginația pentru ce ar fi mai potrivit pentru astfel de indivizi care ar trebui să ne respecte interesele, dar vedeți cum se întâmplă. Și este un mesaj, dacă vreți, pentru cetățenii din Titu. Oameni buni, scuturați-i! Puteți să-i alegeți din nou, bineînțeles, nicio problemă, dar înainte de asta scuturați un pic, luați-i de gulă, metaforic vorbind, și scuturați-i și spuneți-le. Doamnelor, domnilor, sau băi, fraților, sau cum le veți spune, noi v-am votat acolo să ne reprezentați interesele, nu să vă jucați voi de zeii atotputernici ai politicii pe spatele nostru, pe banii noștri, dar pe privilegiile voastre și ale șefilor voștri pe linie de partid. Mai întâi titlul 1, doamnelor și domnilor, 30 de secunde să vedem filmulețul. Veți auzi și vocea domnului viceprimar Neagru și vocea doamnei Vișinescu și vocea domnului Ștefănescu imediat pe acest material. Domnule, dar acum am permis o mică observație. Faceți. Nu înțeles că dă pe la partid, dă pe la așa, dar cu bietul pătrași cu ce avem, domnule, să nu-i votați. Asta e linia partidului, ce se face acum și este vot politic și gata. Să vedem și al doilea material, montajul acela care repetă, da, de câteva ori frazele cheie ca să înțelegem care este de fapt poziția echipei PSD în Consiliul Local Titu. Vă rog, filmulețul. Asta e linia partidului. Este vot politic și am terminat. În două propoziții am expus filozofia politică administrativă acelui grup de consilieri de la Titu. Are vreo relevanță culoarea politică? Ar putea fi cei de la PNL în locul lor. Dar până în alta, doamnelor și domnilor, la Titu avem de face cu această atitudine pe care eu am considerat-o revoltătoare și cinică. Pentru că nici măcar nu încearcă să mascheze adevăratele motive pentru care s-a adoptat o asemenea poziție. Îmi pare rău pentru cei din Titu că au ajuns să depindă de astfel de grupuri de interese, că nu le pot spune altfel, politice. Poate vor alege mai deștept pe viitor. Până una alta însă, alegeți MDI TV în continuare. Este alegere câștigătoare întotdeauna. Vă doresc o seară frumoasă, rămâneți alături de noi. Toate bune, ne vedem mâine seara.